Ana Maria Prodan a împlinit 46 de ani și a organizat o petrecere de vis. Au venit familia și prietenii cu cadouri mai de care. Da, eu zic că orice aș povesti eu aici n-are nicio importanță. Mai bine vedeți dumneavoastră și până una alta să-i spunem. Ana Maria Prodan, te pupăm, la mulți ani! Ana, o grămadă de prieteni astăzi lângă tine. Da, am zis că nu-mi fac ziua, ți-aduce aminte? Și au început să mă sune. Dacă nu vii tu, venim noi. Și m-am gândit că am foarte mult și atunci am venit la Finu în sar. Înțeles că am fin din toate domeniile. Ce în sar e finul tău? Normal! Cum? Ce mai important, au venit copiii, a venit Laur? Rebecca a venit, Laur, Bebe, Nuții, Victor. Iar Sara abia mâine seară, că azi are ultimul meci. Și Luca? Luca este în Germania la mama lui. Deci mai aveți... Lipsesc. Cum te simți? Ești fericită? Da, sunt fericită. Cadouri ai primit? Multe. Abia aștept să le văd. Unde sunt? În mașină. Dar nu pot să mă duc eu să le văd, că aș vrea, știi că sunt disperată. Te duci, da, tu. Mă lași pe mine te să mă duc? Te duci tu. Sunt multe, am văzut. Am simțit când luam punguțele, știam. Și mă uit la firmă și știu când sunt bijuterii, când sunt haine, știu. Las că mă duc eu să fac inventar, îmi fac de cap, ai încredere în mine, fără probleme. Hai, Georgica, hai să căutăm cadouri, hai. Știi că a zis să ne facem de cap, are, hai. Ia uite ce e aici. Nu știu de unde să încep, multe flori, asta știm, tot timpul primește Ana multe flori. Haine. Viața ei, hainele. Un colier și cercei, o șampanie, un parfum, a primit și Laur. Mamă, dar câte sunt! Pungi în pungi. Am mai găsit niște bijuterii, nu știu cum se desface. Un lănțișor, un parfum, să le aranjăm frumos să aibă loc. Aici ceva haine, asta nu știu ce e, e legată, după cum sună, sigur sunt bijuterii. Aici sigur este o rochie. Ha? Chiar dacă portbagajul dubiței era plin de cadouri și flori când am intrat din nou în restaurant, ce să vezi? Ana Maria proba o pereche de cercei cu diamant, cadou din partea Denisei Nechifor. Frumos rău! Frumos rău, da? Știam că Deni mi-aduce din asta bijuterii. Foarte fin. Ea mereu mi-aduce așa. Pe merit, un diamant pentru un diamant. Un diamant. Diamante, iau. Mai mare. Ăștia nu trebuie să-i pui în mașină, nu? La fix, ia uite. De la ei? De la noi? Da. De-aia l-am invitat. Să-ți rămâncește toată viața, da. Cum ești acum. Da, de-aia l-am invitat, că el e numărul 1 pe diamante. Că știu că nu te-a. Păi a zis, ce n-ai văzut să-i aducem noi? Diamante, ce-i dorești? Multă sănătate, în primul rând. Să fie fericită. Și tot ceea ce-mi doresc mie, să-i dea Dumnezeu și ei. Știu că tu de obicei îi aduci cadouri pe sufletul ei. În seara asta ce i-ai adus? O geantă. Areu! Asta e colecția ei nouă. Da, așa, așa. Prea frumoși! Să-i porți sănătoasă! Bună! Bună, sunt super! Mă bucur că ați plăcut! Ce-i dorește Anei? Păi Ana are foarte multe lucruri. Are foarte multe lucruri. Îi doresc să păstreze tot ce are. Așei mele îi doresc multă sănătate, că asta este cea mai importantă. Să rămână la fel de frumoasă cum este acum. Și tot binele din lume. Bebe, ce-i dorești mamei tale? Să facă un contract care ajunge în Spania sau în Anglia. Miroase foarte bine. Zici tu? Ce ai de capul meu? Vai de capul meu. Nu o să ținem mult aici ca să nu răcească. Dar ce e aici? Tu ai pregătit mâncare pentru nuntă sau pe ziua Anei? Eu eram sigur că Ana, dacă face ziua, vine aproape 100 de persoane, cred că avem peste 100.
Păi ea mi-a zis mie că face o petrecere restrânsă, 20-30 de persoane. M-a sunat, a zis că o să chem 20-30 de persoane. Am zis ok, dar eu direct am sunat la restaurant, am zis bă, avem 70. Direct, eu știu cum e ea. Așa este și de sărbători. Adum și cealaltă. Când e vorba de Ana, știu că lumea iubește de aia și am făcut o pregătire puternică. Și mai... Reghe, eu zic nașu. Reghe zice că bă, înțeleg ce ai pregătit bine. Bă, zic normal. Să hai, vedem și tortul. Mâncare. Vedem și tortul mai încolo. Tortul a avut 3 etaje, în vârf o coroană, iar la baza lui un număr, 46, vârsta Anei. Foarte frumos tortul, inspirat așa, cum îți place ție. Da, acum l-am văzut, că nu știam. A, nu? Nu, eu n-am știut tortul. A, deci prindeana mea mi l-a făcut. Foarte mișto. Da. La mulți ani, să fii sănătoasă și fericită la fel ca acum. Vă iubesc, mulțumesc mult. Ce-mi doresc mie, vă doresc vouă, noroc.